În primul rând, vreau să precizez că acțiunea de astăzi nu este un protest la adresa instanțelor, instituțiilor cu care avem o colaborare foarte bună la momentul actual, ci este o manifestare menită să atragă atenția tuturor factorilor implicați în actul de justiție, dar și opiniei publice, în privința riscurilor la care se expune profesia de avocat, în cazul în care ideile lansate recent în motivarea unei hotărâri judecătorești de la Înalta Curte ar fi luate cu titlu de exemplu sau ar fi folosite ca precedent judiciar în alte cauze. Practic, ceea ce vrem să subliniem este că avocatul nu poate să se identifice cu clientul său, acțiunile clientului nu sunt și acțiunile avocatului, iar în situația în care avocatul realizează, furnizează o anumită apărare unui client, nu înseamnă că prin acele mijloace de apărare devine complice clientului. De asemenea, ne manifestăm și îngrijorarea față de practica de a audia în dosarele de cercetare penală avocați pentru a justifica apărarea și motivele, argumentele pe care le-au adus în favoarea unui client, sau mai grav, audierea magistraților pentru a da explicații de ce au pronunțat într-un anumit fel o hotărâre judecătorească. De aceea, credem că drepturile avocatului trebuie protejate, trebuie odată conștientizate de către toată lumea și trebuie să facem cunoscut faptul că odată ce drepturile avocaților sunt încălcate, automat sunt încălcate și drepturile justițiabililor. Pentru că dacă un avocat este timorat și nu poate să facă o apărare conform crezului profesional, automat are de pierdut și clientul pentru care respectivul avocat prestează. Cam atât am avut de spus.